ASEA Târgu Mureș s-a impus cu 3-2 în al doilea amical din Antalya în compania formației Sepahan, campioană antitră din Iran. Toate golurile au fost înscrise în prima repriză pentru roș-albaștri, punctând Brandan în minutul 19 din penalti, Iazvici în minutul 31 și Țucudean în minutul 40. Sepahan a deschis scorul prin Luciano Pereira în minutul 3, iar un alt jucător a stabilit scorul final în ultimul minut al primei reprize. Meciul disputat pe terenul central din complexul Mardan a început practic de la 0-1, Sepahan deschizând scorul la prima acțiune importantă a jocului după o pasă greșită trimisă de Ivan Gonzalez. Egalarea vine în minutul 19. Laurențiu Buș pătrunde pe stânga, îl driblează pe un fundaș advers, iar acesta în alunecare atinge mingea cu mâna. Lovitura de penalitate este transformată de Brandan. Țucudean are șansa golului peste câteva minute. Excelent angajat în mijlocul careului, trimite peste poarta adversă. Golul vine în minutul 31. Brandan trimite o pasă de peste 30 de metri peste apărare adversă. Iazvici preia și înscrie cu un lob de efect peste portar. ASEA face 3-1 cu 5 minute înainte de finalul reprizei. Contraatac în 2, Laurențiu Buș Țucudean, vârful de atac reușind să înscrie cu un șut la colțul scurt după ce a trecut frumos de un apărător. În ultimul minut al primei părți, Sepahan reduce din handicap tot în urma unei neatenții în zona centrală a apărării noastre. În partea a doua a meciului, ocaziile clare au lipsit. Formația noastră stând foarte bine în teren, oportunitățile iranienilor rezumându-se la șuturi de la distanță. De partea cealaltă, Borza, Costa, Pedro și Ciolacu puteau mări diferența de scor, dar șuturile au ocolit poarta adversă sau au fost blocate de fundași. Rezultat final, ASEA, Sepahan, 3-2 după un meci foarte bun. Antrenorul Petre Grigoraș a folosit și în acest meci două formații, schimbările fiind efectuate la pauză. Victoria vine însă după o înfrângere suferită de roș-albaștri în primul amical al cantonamentului, 0-1 cu Zira FK din Azerbaidjan. Unicul gol al meciului a fost înscris în minutul 7 în urma unui șut plasat de la aproximativ 18 metri. În ciuda înfrângerii, conducerea clubului spune că formația a prestat un joc bun cu posesii prelungite ale balonului și câteva importante ocazii de poartă. Următorul meci amical este programat miercuri 27 ianuarie în compania formației poloneze Pogoń Szczecin. Cât privește lotul ASEA-ului, clubul anunță că alături de echipa de prima ligă MKS Cracovia din Polonia a ajuns la un acord pentru transferul fundașului Florin Bejan. Asta după ce a aflat în ultimele 6 luni de contract cu formația din Mureș. Bejan a semnat cu formația poloneză pentru a evolua din vară. Până la urmă, cluburile s-au înțeles pentru un transfer încă de pe acum, jucătorul urmând să plece la noua formație. Totodată, clubul ASEA Târgu Mureș le mulțumește jucătorilor Pavel Golanski și Miroslav Manolo, care nu vor mai continua să evolueze în tricoul roș-albastru. Ambii și-au reziliat de comun acord înțelegerile cu clubul începând cu această lună.